Bună ziua! Suntem în data de 15 iulie 2023. Am mai făcut două filmulețe înainte. Am arătat cum scot mierea din etaje într-o extracție. Acum o să scot din... Am făcut două filmulețe, deci cu etajele, ce am scos mire din etaje. Și acum vreau să scot din cuib. Vreau să vedeți cum scot mirea din cuib, ce rame scot, câte rame scot din cuib. Eu scot cam 6 rame maxim. Maxim 6 rame scot din cuib. De obicei. Ia să vedem dacă se desface. Așa. Albinuțele sunt cumințele. Nu sunt rele. Am unul care e mai răutăcios, dar am umblat în el și am scos mierea din etaj și am văzut că e și el destul de cuminte. Nu m-a înțepat nici măcar o albinuță. Cu toate că altă dată mă mai bombăcea. Mă mai înțepa câte o albință. Și hai să vedem ce miere are în cuib acest stup. O să filmez maxim 2 stupi. Dacă se poate. Ori 1, ori 2. Să văd cât durează extracția la un stup, dacă durează prea mult, filmez doar un stup. Dacă durează mai puțin, filmez doi. Așa. Hai, albinuță, du-te. Măi, dar ce-au rost aici? Ce voi să faceți, să ieșiți pe aici? A rost foarte rău lemnul. Între cuib și etaj au rost lemnul. Nu știu ce au vrut să facă. Dar e pământ rama asta. Să vedem dacă pot să scot. Hai, mă. E foarte grea. Foarte, foarte grea. Nu sări să înțăpați. Fiți cu mințele. Se vede ramă? Așa arată. Cred că are 3 kg. Aoleu, aici e mai rău.
căpăcită. Ne uităm puțin să vedem să nu fie matca. Deci e o ramă căpăcită aproape complet. Pe o parte, pe o parte, pe partea cealaltă spre exterior, mai puțin. Așa, deci mătcuța nu se vede pe aici. Sunt foarte atent la mătcuță să nu fie, că stric stupul, tocmai acum toamnă. Dăm cu peria. Dăm cu grijă cu peria, că peria le cam irită. Se cam enervează de la perie. Le irită și ne trezim că ne cam bombăcesc după aceea. Ne înțeapă de ne nenorocesc. Bă, că acum mai pe seară mai începură și cu furtișagul un piculeț. Dar foarte, 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 foarte puțin. Deci așa arată rama. Nu știu dacă ați văzut înainte. Așa. Acum am făcut loc. Sper să nu mai omor nicio albinuță. Cât ai, mă? A făcut fagul și în jos, pe fundul stupului. O frumusețe de ramă, se vede? Are 3 kg de miere. Mă uit la ea să nu fie mătcuța pe aici. Are mult polen.
uitați polenul. O frumusețe. Și pe asta o extrage. Mă uit foarte bine să nu fie matca. Foarte, foarte bine. Se pare că trag mai multă miere din cuib decât din etaje. Câte 3 kg pe ramă. Nervoasă să o voie pe perie. Încă o voie pe perie să înțepe perie. Da, asta e foarte grea. Dar avem puiețel aici. O lăsăm în pace fiindcă e puiețel. Mă uit de matcă să văd dacă e matcă. Deocamdată nu văd. Nu văd nicio mătcuță.
Și asta cred că are puțin puie, da. Parcă aș extrage. E foarte grea și are puiet foarte, foarte puțin. Foarte puțin puiet. Și e foarte grea, are 3 kg de miere. Mă uit de mătcuță. Nu se vede, scuturau. Dacă nu se vede mătcuța, scutură. A trecut după o parte pe alta. Aici sunt câteva albinițe care ies acum. Eclozează. Dar sunt foarte puține. Așa, lăsăm spațiu ca să știm că cam am scos o ramă de aici dintre. O să ținem minte că am scos o ramă cu puiet. Cu puțin puiet. Foarte puțin era.
Mă uit de mătcuță să vede. Hai să scuram afară, să mă uit mai bine. Asta are și miere și puiet. E frumoasă rama. Da, nu e mătcuța aici. Lăsăm un pic de spațiu. Să știm că am scos o ramă de acolo dintre ele. Eu de obicei pun ramele exact cum le scot. Dacă se poate, dacă mai ții minte. Dar de obicei ții minte cum le scot și tot așa le pun. În aceeași poziție. Ia să vedem cât a durat. 22 de minute aia, cred că fac o singură filmare. Adică o filmare la un singur suc. Mă gândeam că fac la 2, dar durează totuși. Când scoți miere din cuibe, mai greu. E bine că și-a băgat și puiet, deci astea trei sunt cu puiet. Dacă are 4-5 rame cu puiet, e super. Dar acum încolo așa e cu puietul, nu mai e așa mult. Se mai reduce cantitatea. Avem ouă, avem larve. Își face și aici coroniță cu miere. Până acum cred că a avut puiet aici. A eclozat și acum își face și el coroniță. Puie larvar. Văd că are. Uite bine după matcă, să o văd.
foarte grea și rama asta. Dar are puiet, nu-i uscut. Foarte multă miere. Nu văd mătcuța unde este. Așa. A început albine din capac să se agite. Din etaj, pardon. Aș extrage rama asta, dar nu văd matca și mi-e frică. E frică să nu fac vreo prostie. A fost pe aici matca, că văd două. Văd două proaspete. Am pus mâna pe ea. Am pus mâna pe o albină. Asta e o scutură acum. O fi pe ultima ramă, ce să-i fac?
E posibil să fie și în etaj matca, că eu n-am gratie Hahnemann. Și nu se știe. Oricum trebuie să fiu foarte atent să vedem dacă e aici mătcuța. La mai tablă de miere. De sus până jos. E full cu miere. Aha, mătcuța e aici. Gata, am văzut-o, am localizat-o. Așa, am luat-o cu mâna și am pus un stup. Acum scuturăm fără grijă. Asta e cel mai mare pericol când tragi din cuib, că o să omor matca sau o scutură afară, ea nu mai intră în stup, în niciun caz. Gata, închidem stupul. Ar trebui să iau făgura și sau nu știu cum neaba să fac.
luăm că strivim albina. Umblă albinele pe mine ca la ele acasă. Așa. Oră câteva albinuțe, n-am ce să le fac. Asta e. Atât. Ajunge. Pune etajul. Și cam asta. La revedere, numai bine. Nu știu dacă s-a mai înregistrat totul, dar eu sper că s-a înregistrat. Numai bine, la revedere!